Acasă să fie pe frecvențele Europa FM. Și chiar așa mă gândeam, pentru Cătălin Striblea, oare studioul Europa FM este acasă, nu-i așa, Cătă? Da, măcar 4-5 ore pe zi, cu siguranță, da, este. Ce faci, Alex? Și este ceva. Uite ce să fac, Cătălin. Sunt fericit că sunt alături de tine în studioul Europa FM, că tot l-am menționat. Eu sunt fericitare de fiecare dată că sunt la acest microfon. Este o energie pură, așa, este inspirație pentru mine. La fel cum mă inspiră de fiecare dată materialele pe care tu le pregătești. Nu de alta, dar mă provoacă. De aceea le urmăresc cu mare interes. Ia să vedem. Și astăzi vorbim tot despre personajele de ieri. Avem dezvoltări. Știți că între timp ministrul Bode a fost declarat plagiator, dar i s-a recomandat să scrie, domnule, din nou teza. A greșit copilul. Poate a făcut ceva. Care însă sunt până la ora asta reacțiile politice? Și da, avem voci, noutăți și despre cetățeanul Mitulețu Buică. Ia, hai să vedem, că vă povestesc acum ce și cum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Avem o reacție a ministrului Bode, v-am povestit din timpul României în direct, după confirmarea plagiatului său de către Universitatea Babeș-Bolyai. Domnul Bode spune că se duce în instanță, că se va judeca pentru drepturile sale, că decizia este uluitoare, că n-a plagiat și că decizia oricum încalcă mai multe prevederi legale. Prima dintre ele era că nu avea de ce să fie analizat, că el nu este membru al comunității universitare. Am discutat și ieri despre asta, dar și comisia zice acolo, într-un punct de constatare, zice, domnul Bode nu este membru al comunității universitare, nu e student sau profesor, dar asta se referă doar la faptul că nu-i poate fi retras titlul de doctor. Nu că nu putem verifica, sunt două chestiuni diferite, că doar în momentul în care ai făcut, revin, erai acolo, la aceea se referă povestea asta. În orice caz, domnul Bode merge în instanță ca să-și arate nevinovăția sau, nu știu, reaua intenție a celor de la UBB. Problema este însă din punct de vedere politic. Pentru că aici trebuie să ne așteptăm la diverse reacții. Deocamdată USR a reacționat prin Cătălin Drulă, care a spus, domnule, nu-i posibil așa ceva, dar poziția USR-ului era de la sine înțeles. Ce se întâmplă însă cu domnul Bode, propriul partid, care ieri, știi că am zis de un document care, mă rog, partidul trebuia să cânte cu surle și trâmbițe. Azi, la ora asta, eu m-am uitat, n-am văzut că partidul cântă încă cu surle și trâmbițe, probabil că lucrurile se analizează, se pregătesc, se văd care cum sunt și ce poziție vor avea. Nu uitați că PNL are și el, premierul, președintele, cu o suspiciune de plagiat, să zicem măcar atât, și chiar sunt curios care va fi punctul lor de vedere. Există informații pe surse, cum le place jurnaliștilor să zic, publicate de Libertatea, care arată un pic din contextul de partid. Ci că, zice Libertatea, domnul Bode l-ar fi asigurat în mai multe discuții private sau de partid pe domnul Ciucă de faptul că treburile sunt rezolvate, că nu e o problemă, că el n-a copiat, că el n-are nicio problemă și că oricum decizia de la Comisia de Etică va ieși în favoarea lui. Drept pentru care, zic vocile astea din PNL, i s-a dat credit de asta, partidul a zis, bă, noi aici îl apărăm pe domnul Bode. E, acum lucrurile s-au schimbat, pentru că e un act oficial. Și chiar sunt curios dacă va avea loc o regrupare la PNL. Ce poate să zică analiza politică din punctul ăsta de vedere? Îl ții pe Bode lângă tine ca o vulnerabilitate? Asta e lucru care se va întreba atât președintele Iohannis, cât și premierul Ciucă. Dacă domnul Bode rămâne în guvern, se va spune tot timpul că a fost apărat pentru că domnul Ciucă este plagiator. Știi că domnul Bode o are și pe aia cu mașinile BMW, am uitat să o zicem ieri. Ți-i minte pe aia cu mașinile BMW? Nu. Nu știi că a cumpărat BMW-urile, Ministerul de Interne a cumpărat BMW-uri de la... Pentru poliție. De la un apropiat al președintelui Iohannis. Și președintele Iohannis a zis, întrebat, cred, de Cristi Citre în Statele Unite despre asta, a zis, astfel de întrebări nu se pun unui președinte. Păi, domnul Iohannis, ba, se pun astfel de întrebări. Că pe vremea când vă băteați dumneavoastră cu domnul Băsescu, se puneau întrebările astea și era bine. Dacă mi-aduc eu bine aminte când ați vrut dumneavoastră să fiți prim-ministru. Eu așa mi-aduc aminte, că se puneau întrebări, tot felul de întrebări nasoale. Dar Băsescu și răspundea.
Asta e diferența. Deci, domnul Bode e în momentul ăsta o vulnerabilitate pentru partid, de aia cred că lucrurile sunt pic să mai analizează. Umblă zvonuri, așa prin politică, de faptul că domnul Bode își caută un plasament în altă parte, știi? Opa. Da, umblă zvonurile astea. Hai să vedem. O să fiu un pic atent la chestiunea asta, dar nu știu dacă e partida încă jucată. Sigur că dacă vrea să joace foarte în forță, PNL va veni și va zice: nu mă, rămâne cu noi aici. Până la urmă se va judeca omul, vedem care e dreptatea lui și vor sta mereu la primire pe tema asta. Adică oamenii vor spune: da, exact cum s-a mai spus și cu domnul Ciucă, da, asta e. Eu zic că vor rămâne ferm pe poziția acolo, având în vedere poziția de ieri, având în vedere o antiteză care ar fi prea mare totuși, apropo de toate declarațiile zilelor trecute și prezentul. Da, uite, domnul Mitulețu Buică, despre care iar vorbim, că e a treia zi în care vorbim despre subiectul ăsta, de la AEP, care tot are pe poziții, când i-a venit dosarul de la ANI și a zis: domnule, vedeți că e o chestie penală că v-ați angajat cumnata aici la Autoritatea Electorală Permanentă, s-a ținut puternic vreo două zile, după care astăzi a demisionat. Bine, el după un lung șir de scandaluri acolo la AEP. Sigur că domnul Bode, la modul cel mai sincer, vă spun că mi-au zis oameni din politică, este considerat ca unul dintre cei mai puternici politicieni români, dacă nu chiar cel mai puternic în momentul ăsta. Nici eu nu știu pe ce se întemeiază, adică rămân și eu mirat de fiecare dată când aud asta, dar hai să zicem că e așa, că e din PNL, da, se poate. Și cred că vor urma, aș zice, 24-48 de ore interesante din punctul ăsta de vedere și că totul se va trage linie în noul PNL la președintele Iohannis. Dar haideți să vedem ce va zice domnul Iohannis. Domnul Iohannis, o aveți pe asta în mână, numai dumneavoastră puteți să o jucați, cum se spune în politică. Poate apărea. Băi, o fi apărut? Azi e 11 ianuarie? S-a mișcat ceva? Parcă n-am văzut nimic. Momentan n-am văzut nici eu. E zăpadă pe undeva, de-abia acum vine, nu? De-abia acum, pe la munte, așa, ușor. Pe la munte, ușor, că mai lipsește două săptămâni. Deci, domnul Iohannis, așteptăm reacția noastră. Știu ce ați zis în trecut, în sensul în care ni s-a spus că plagiatele din trecut era cum era. Acum, pentru viitor, cine plagiază de acum încolo e și prost și hoț. Dar în trecut, astea erau regulile, domnule. A zis și domnul Bode în comunicatul de presă și a zis: păi ce faceți, mă, analizați cu reguli din... Că asta e. Mă analizați cu reguli din 2020 pentru ce am scris în 2018? E ca și cum nu mai aveam plagiatori în 2018, ca să nu știi ce urmează. Că mai era. Ori merge pe strategia aceea, că timpul le rezolvă pe toate, cred că apa trece și pietrele rămân, știi? Cred că domnul Bode va încerca, dar aici trebuie să-și calculeze PNL toate mișcările și președintele Iohannis. Hai să vedem ce semnal vine, că acolo se joacă. Dar eu zic că ne lumărim. Până, dacă nu pleacă până la sfârșitul săptămânii, slabe șanse. Așa zic eu. Rămâne să vedem. Vorba da, cum să rămâne să vedem. Exact. Asta e vorba română. Clasica noastră vorbă, rămâne, știi cum e. Rămâne să vedem. Da. Cătălin, îți mulțumim foarte mult pentru rațiunea zilei. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și pe a noastră pagină de Facebook Radio Europa FM în live-ul de acolo și vă sugerez să revedeți acest moment și pe canalul nostru de YouTube. Altfel, rămânem aici pe frecvențele Europa FM. I love the music. Pentru orice motiv ne asculți, love the morning. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Suntem Europa FM.